Vorbeam, domnule ambasador, și mi-amintesc foarte bine înainte de războiul din, războiul din Ucraina. Eram aici, la Puterea Știrilor, și vorbeam despre depozitul de arme și muniții de la Cobasna. 20.000 de tone, dacă mi-amintesc bine, dacă nu, vă rog să mă corectați. S-a mai întâmplat ceva de atunci? S-au făcut demersuri pentru distrugerea acelui depozit? Nu sunt Ar bine. Reprezenta, spuneați și dumneavoastră, un pericol major acolo. E un pericol major. Este un pericol major pentru că, bine, în contextul acestui război, acest pericol este acum. Și riscurile sunt și mai mari. Dar bine, ca să rezolvăm această problemă, avem nevoie de implicarea și a Federației Ruse, și a Ucrainei, și a partenerilor occidentali. Deocamdată, toate discuțiile și toate negocierile care erau în derulare cu privire la distrugerea și casarea echipamentului deja vechi de acolo și a obuzilor vechi de acolo, au fost întrerupte de acest război. Deci totul s-a stopat. Bineînțeles că după consumarea acestui război vom reveni fără întârziere astfel la acest subiect și vom pune pe tapet această problemă care devine mult mai presantă și credem că sursele de zbândă vor fi alții. Deci nu ne mai putem permite o astfel de focar de posibilă criză pe teritoriul Republicii Moldova. Este păzit acum? Sigur că este. El este păzit, dar nu este păzit de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova. El este păzit de contingentul militar al Federației Ruse, care se află în regiunea transnistreană. Deci asta este. El este păzit. Sper că este în condiții, securitatea este asigurată. Și noi sperăm foarte mult pentru că, bine, aceasta ar fi că în cazul unui atac nefericit ar putea avea un loc, impactul va fi nu doar pentru Republica Moldova, dar și pentru Ucraina. Va fi un impact regional. Spuneam și atunci că o mare parte din armele de acolo și munițiile de acolo nu mai pot fi transportate. Deci sunt neutilizabile, deci ele trebuie distruse pe loc. Exact. Aceasta înseamnă echipament care trebuie de adus în Republica Moldova și etc. Altă parte poate fi transportabilă, dar pentru a o transporta, e desigur că ai nevoie de acordul Ucrainei, pentru că trebuie ar urma să fie retrasă prin Ucraina. Bine, în condițiile unui război este imposibil de făcut acest lucru. Ar putea folosi de Da, și nimeni nu va admite acest lucru. Deci, și nimeni nu va admite. Deci, sigur. Deci, subiectul este deocamdată pus pe raft pentru până după consumarea acestui conflict. Va reprezenta o prioritate? După sigur, el a fost și rămâne o prioritate. Rămâne o prioritate. Noi suntem întotdeauna deschiși, am fost deschiși întotdeauna pentru și am pledat întotdeauna. Deci, contăm pe rațiunea tuturor actorilor implicați și, în primul rând, Federației Ruse și, de asemenea, pe ajutorul Ucrainei și a partenerilor din Occident.